de ce ți-ai instalat pe interogativitatea, dacă o ai, și ce drept sunt în timp de ea. O să spuneți, pe, dacă vrei să înțelegi lumea, du-te la specialiști, la oameni de știință. Ei sunt cei care pot să-ți explice cum funcționează mecanismul ăsta, locomotiva. Și dacă înțelegi asta, ai răspuns. E o încercare de făcut. Mie nu mi-a reușit. Pentru că am constatat că întrebările mele nu coincid cu întrebările la care răspund oamenii de știință. Oamenii de știință au ca axă interrogativă un de ce fundamental, care este superb pentru că e de ce o copilărie. De ce să face noapte? De ce din anotimpurile unul cu altul? De ce îngheață apa? De ce dormim? Sunt întrebări fundamentale. Și astea sunt întrebări puse în copilărie de toți oamenii și pe care, la un moment dat, oamenii de știință le rezolvă. Numai, dacă viața ta se schimbă după ce afli de ce îngheață apa sau de ce să faci noapte, asta e o altă problemă. Pentru că, de fapt, întrebarea pe care, de la care am pornit eu era o întrebare care urma să mă și transforme, să mă schimbe. Sunt răspunsuri care nu este. Și, în general, răspunsurile pe care le dă știința, foarte importante, decisive, nu prea te schimbă. Uneori te schimbă, dar te schimbă cum trebuie. În orice caz, știința are un de ce, lucrează în jurul unui de ce, care explică mersul fenomenelor, inventariază cauze, origini, moduri de manifestare. Poate face și previziuni. Bază de calcul, poate să spună ce efecte ar putea să derive din mutare cauză. Dar zona în care sapă știința e cauzalitatea. Cauză. Ori, frustrarea mea vine de acolo că îmi lipsește un răspuns nu la un de ce cauzal, ci la un de ce. Eu vreau să știu nu cum a început spectacolul. Aș vrea să știu și cum se termină. Mai exact, de ce a început și care este proiectul, intenția, dacă e vreuna, înțelesul sau subînțelesul acestui